salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre fracții și procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracție ordinară. Pentru a calcula o fracție ordinară dintr-un număr natural, înmulțim fracția cu acel număr. Astfel, a supra b înmulțit cu n este egal cu a ori n totul supra b. În exemplul 5 supra 6 din 7, înmulțim 5 supra 6 cu 7 și obținem 35 supra 6. Putem calcula o fracție dintr-o altă fracție înmulțind cele două fracții, astfel A supra B din C supra D este egal cu A ori C, totul supra B ori D. De exemplu, 3 supra 4 din 5 supra 6 este egal cu 3 supra 4 ori 5 supra 6 egal cu 15 supra 24. Simplificarea poate fi făcută încă de la început, observând că numărătorul 3 și numitorul 6 au ca divizor comun pe 3. Pentru calculul raportului procentual, ne aducem aminte că acesta se notează P la sută și poate fi scris sub forma fracției ordinare P supra 100. Astfel, pentru a calcula P la dintr-un număr natural N, înmulțim fracția P supra 100 cu N și obținem P ori N totul supra 100. În exemplul 10% din 150%, Înmulțim 10 supra 100 cu 150 și, după simplificare, obținem numărul 15. Pentru a calcula un raport procentual dintr-o fracție ordinară, înmulțim raportul cu fracția, astfel, p la 100 din a supra b va fi egal cu p ori a totul supra 100 ori b. În exemplu, 3% din 8 supra 9, înmulțim 3 supra 100 cu 8 supra 9, efectuăm simplificările 3 și 9 prin 3, 8 și 100 prin 4 și obținem rezultatul final 2 supra 75. În continuare, ne vom distra cu câteva aplicații în care vom utiliza noțiunile discutate anterior. Vrăjitorul Merlin îl provoacă pe alfa la bătălia fracțiilor. Pentru a verifica corectitudinea calculelor efectuate de către alfa, determinați soluțiile următoarelor exerciții. 5 supra 7 din 21 este egal cu 5 supra 7 ori 21, egal cu 5 supra 7 ori 21 supra 1. Simplificând 21 și 7 prin 7, obținem 5 ori 3, totul supra 1 ori 1, egal cu 15. 2 supra 3 din 12 supra 6. Simplificăm 3 și 12 prin 3 și 2 și 6 prin 2. Obținem 1 ori 4, totul supra 1 ori 3, egal cu 4 supra 3. 40% din 25 este egal cu 40 supra 100 ori 25. 100 și 25 se simplifică prin 25 și obținem 10 ori 1 egal cu 10. 20% din 30% din 100 egal cu 20 supra 100 ori 30 supra 100 ori 100 supra 1. Simplificăm 100 și 100 prin 100, 100 prin 10, 20 și 10 prin 10. Obținem 2 ori 3 ori 1, totul supra 1 ori 1 ori 1, egal cu 6. În cea de-a doua aplicație, alfa parcurge o distanță de 1000 km în 4 zile. El parcurge în prima zi 20% din drum, a doua zi 3 supra 4 din distanța parcursă în prima zi, a treia zi 2 în 3 și 3 supra 4 din distanța parcursă în prima zi și a patra zi restul distanței. Amic, determinați ce distanță a parcurs alfa în prima zi B mic, determinați ce distanță a parcurs alfa a doua zi, C mic, determinați ce distanță a parcurs alfa a treia zi și D mic, determinați ce distanță a parcurs alfa a patra zi. Pentru a determina distanța parcursă în prima zi, calculăm 20% din 1000, ceea ce înseamnă 20 supra 100 ori 1000, egal cu 200 km. A doua zi, Alfa a parcurs 3 pătrimi din 200 km, ceea ce reprezintă 3 supra 4 ori 200, adică 150 km. În a treia zi a parcurs 2 în 3 și 3 supra 4 din 200 km. Introducem întregi în fracție pentru a efectua înmulțirea. Obținem astfel 11 supra 4 ori 200, simplificăm și obținem 550 km. Pentru a afla distanța parcursă a patra zi, efectuăm calculul 1000-200-150-550 și obținem 100 km. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să rezolvați următoarea problemă.